Avem rezultate finale ale Biroului Electoral Central referitoare la alegerile de duminică. Am văzut, de fapt, două partide care nu au intrat în Parlament. Mă refer aici la Partidul Mișcarea Populară și Pro-România. Credeți că asistăm la dispariția acestor partide? Acum, diferența între ele este următoarea. Pro-România este un partid mult mai nou și care a fost închegat pur și simplu în jurul ideii Victor Ponta, prim-ministru. După cum și scriam săptămânile trecute, cumva asta a fost și tema lor de campanie, o temă care într-adevăr făcea apel la această poziție pe care a deținut-o la un moment dat Victor Ponta, dar nu se putea ghici un scenariu realist prin care el ar fi putut ajunge prim-ministru. Pentru simplul fapt că nici PSD-ul nu era dispus să discute cu Pro-România. Și atunci devenise cumva problematic pentru Pro-România faptul că își făcea campanie la un public general, deci își făcea campanie ca și cum ar fi un partid mare, care vorbește de la televizor pentru întregul corp electoral, dar neavând niște aliați care să-l poată propulsa într-o majoritate parlamentară, era absolut evident că bună parte a publicului nu ar fi găsit acel mesaj ca fiind inteligibil. PMP-ul a mers cumva pe o campanie asumându-și, într-un fel, condiția de partid mic. Și a mers mereu pe ideea că, am uitat, are o anumită zonă în care avea câteva tematici specifice, inclusiv unele pe care i l-a luat aur până la urmă, de exemplu, relația cu Republica Moldova și așa mai departe. Dar PMP-ul întotdeauna s-a prezentat ca un partid care poate să contribuie la o alianță de dreapta, a dat așa câteva ghionturi PNL-ului că ar fi dispus să colaboreze cu el și cu UDMR-ul și cu ce s-o mai putea, în așa fel încât eventual să lase USR Plus pe din afara guvernării dacă e nevoie și băieții mari nu se înțeleg. Da? Deci, într-un fel, și-a asumat această dimensiune a partidului și nu a gestionat campania în felul ăsta. Pe de altă parte, PMP-ul a tot fost într-o cădere de formă în ultimii ani. Bine, n-a fost niciodată într-o formă excelentă, dar în ultima vreme s-a văzut că a tot căzut și rezultatul de la locale, de exemplu, într-un fel le-a dat o speranță că ar putea să intre în Parlament. Da, e clar că nu a fost foarte bine gestionată nici treaba asta. Acum, nici nu e ca și cum PMP ar fi putut să facă altceva. Pro-România însă probabil că ar fi putut să facă altceva. Să nu uităm că acum câțiva ani a început și la noi în țară, în spectrul nostru politic, nebunia asta de a veni cu partide care se prezintă ca fiind antisistem. Mai de dreapta, mai de stânga, mai non-definite ideologic. Probabil că printre primele a fost PPDD atunci. Nu vorbim despre PRM, da? E un partid deja care ține deja de istoria ultimelor 30 de ani, acum nu mai are nici pe departe dimensiunea pe care a avut-o atunci. Dar primul care a venit în moda asta europeană a partidelor antisistem a fost PPDD-ul, care nici măcar nu era definit ideologic. Pe urmă au fost partide care aveau elemente antisistem sau căutau să capteze și electoratul acest antisistem, dar erau mai bine așezate ideologic, cum ar fi PMP-ul, cum ar fi Pro-România, așa mai departe. Și în final s-a ajuns la succesul acesta, la aur, un succes extrem de rapid, rămâne de văzut cum va evolua în continuare. De asemenea, USR-ul, atunci când a apărut, el s-a definit tot ca un partid antisistem. De aia sunt și o grămadă de probleme legate de unii consideră de dreapta, unii de stânga. În realitate, în interiorul lui se manifestă o grămadă de curente și, mă rog, prin mecanisme proprii, în final, reușesc să aibă un mesaj cât de cât coerent pentru a se prezenta în fața electoratului. Dar, iarăși, diferența dintre ei și ceilalți a fost că au avut un succes electoral puternic, au crescut foarte repede după alegerile locale de acum 4 ani, dacă mi-aduce aminte, și totuși au reușit, prin faptul că au intrat în Parlament, să se stabilizeze cumva pe sectorul acesta. N-au crescut foarte mult, dar totuși au crescut față de acum 4 ani pe alegerile parlamentare. Sigur, au avut obiective mult prea ambițioase, dar pe undeva s-au dovedit a fi o construcție viabilă. Cred că un partid, l-a existat România Unită, dacă nu-mi aminte acum câțiva ani, tot așa, un partid care nu cred că a rezistat mai mult de câteva luni. Cred că un partid care pornește chiar încercând să aibă niște elemente antisistem. Atenție, antisistem nu înseamnă sub nicio formă neapărat un partid extremist. Da? Sunt, în general,
partide care se definesc pe alte criterii decât partidele tradiționale și încearcă să speculeze anumite segmente de electorat sau anumite nemulțumiri ale electoratului pe care cumva politica tradițională le-a produs. Deci maturitatea unui partid se vede dacă intră în Parlament și dacă reușește să crească sau măcar să se mențină după ce stă măcar o legislatură în Parlament.